Cum s-a schimbat viața ta și a lui Mihai, ca și cuplu? Sunteți mai apropiați de când a apărut micuțul Zian? Vă certați mai mult? Ciondanel, bineînțeles, nu? Da, măi, și una și alta. Ne-a și apropiat foarte mult, dar ne și certăm foarte des. Să dau niște exemple. Îl pupă și el are barbă. Mamă, îl iriți, îl mai pupa. El, lasă-mă, îl pup numai tu. Adică acum avem alt fel de certuri, nu cele pe care le aveam până acum, adică prostii. Bine, și acum sunt mici prostioare, dar cu mai multă dragoste. Să fi dispărut oare această dragoste peste noapte? Așa se pare, mai ales că Adelina și Mihai nu mai locuiesc împreună, cu toate că, de dragul fiului lor, Zian, au decis să aibă o relație civilizată, iar Mihai îl vizitează ori de câte ori își dorește pe băiețelul lor. Știm că între ei au existat mai multe episoade în care s-au despărțit, dar de fiecare dată ajungeau să se împace. De data aceasta, sursele noastre au aflat că despărțirea ar fi serioasă, iar șansele ca cei doi să se împace sunt foarte mici. Madalina.